Doamna Cătălina Dumitrașcu, de câteva minute proaspăt ieșită din interimat, confirmată de colegele din Organizația de Femei a PDL Pitești, cum a fost și ce urmează? Cum să vă spun? Întâi de toate am avut emoții, era normal. Dar apoi mi-au trecut pentru că știam că sunt în fața colegilor, pentru că mă simt bine printre dumnealor, pentru că iubesc oamenii și îmi place să vorbesc cu ei. Și cred că astăzi am demonstrat că suntem o echipă, pentru că întotdeauna doamnele sunt solidare, au fost solidare cu bărbații, sunt solidare între dumnealor, sunt gata oricând de muncă, sunt perseverente și cred că vom face o echipă puternică, o echipă care să completeze echipa de la municipiu și echipa de la județ. Domnul Olimpiadoru, încă interimar, peste două săptămâni și dumneavoastră veți trece prin aceleași emoții. Cu ce mesaje ați dori să intrați în febra alegerilor din 15 martie, am înțeles, nu? Organizație și echipă. Domnul președinte al Organizației Județene, domnul deputat Cătălin Teodorescu, a încercat în scurtul discurs pe care l-a avut să vă pună în gardă cu anumite chestiuni. Despre ce ar fi vorba? Despre faptul că eu provin din business, despre faptul că sunt un pic mai ordonat cu reguli stricte și ca să facem să ieșim foarte bine pentru ziua de astăzi la aceste alegeri, am făcut un pic întâlniri mai dese decât au fost obișnuite doamnele. Dar rezultatul s-a văzut, a fost un efort comun, și astăzi a fost totul foarte bine și dânsul a fost foarte mândru de cum a ieșit această acțiune. Vă mulțumim foarte mult și mult succes în continuare. Mulțumim și noi. Mulțumim.